Există oameni care fac cultură și există oameni care luptă pentru cultură, pentru identitatea națională și nu numai. Unul dintre acești oameni este și excelența sa, ambasadorul George Călincu, care am avut onoarea să stăm de vorbă și să ne povestească despre domnia sa, despre ceea ce face și despre multe alte lucruri interesante. Așa că haideți să pornim la drum și să-l ascultăm pe domnul George Călincu povestindu-și viața. Bună seara, dragi prieteni! Suntem la o nouă ediție de Cool Art într-o seară frumoasă de noiembrie. Dacă până acum ne-am plimbat prin teatrele din București și am stat de vorbă cu actori, cu regizori, dacă am vorbit despre literatură, a sosit momentul să vorbim și despre altfel de oameni care fac cultură și ajută la dezvoltarea noastră din punct de vedere spiritual. În această seară l-am invitat pe domnul ambasador George Călincu, bună seara! Bună seara! Am o singură întrebare și vă adresez cu mare drag. Cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? Sunt un om simplu, aș spune eu, așa cum mă cunoașteți voi toți, oamenii de cultură. Sunt un scriitor care vin din mijlocul Bărăganului, din orașul Fetești. Am poposit cândva, acum foarte, foarte mulți ani în București și nu m-am mai despărțit de acest oraș. Încă de la 14 ani sunt aici. Am terminat un liceu de poligrafie și tehnică cinematografică. Iată că avem în ceva Pajura, comun. Da, avem ceva comun. În Pajura și pe urmă vestita Academie de Studii Social-Politice Ștefan Gheorghiu, Facultatea de Ziaristică. După 90 am fost nevoit să dau diferite examene în cadrul Universității București pentru a fi echivalate studiile, pentru că au fost... Așa trebuia să fie. Așa trebuie să fie. Academia Social-Politică Ștefan Gheorghiu, am făcut mai mult ideologie politică decât ziaristică și s-a considerat că trebuie să ne echivalăm studiile. Nebunia aceasta, cu ghilimele de rigoare, a iubirii de cultură, a iubirii faptelor frumoase și a înnobilării prin cuvânt și artă a fost inoculată în sufletul meu încă din copilărie, pentru că aveam la Casa de Cultură din orașul Fetești o echipă de oameni deosebiți. Formaseră un cenaclu, se numea Agora. Și acolo, încet, încet, ne-au călăuzit pașii celor 6-7 pici, chiar așa ne spuneau picilor. Și încet, încet, noi ne bucuram pentru că intram gratuit la spectacole de teatru, care erau acolo și a existat și o trupă de teatru în Fetești. Dacă avem directorul Casei de Cultură, care a terminat în generație cu Florin Piersic și Florin Piersic era cel mai venea cel mai des musafir al nostru și a avut o ambiție acest om, se numește Gigi Preda, pe care îl salutăm cu ocazia asta. Îl salutăm, da. A avut o ambiție în așa fel încât de când a terminat Institutul, atunci era Institut, Institut de Artă și Teatrală, parcă se da, numea. Da, Artă Teatrală și Cinematografică. Și Cinematografică, așa. A avut o problemă în familie, s-a retras din viața aceasta a actoriei și a venit în Fetești alături de familie și a condus Casa de Cultură Fetești într-un stil nemaipomenit. În așa fel încât acum 2 ani, când a ieșit la pensie, era tot directorul Casei de Cultură Fetești. Frumos. E o poveste frumoasă. Vreau să vă întreb acum, pentru că noi am mai discutat și înainte cu alte ocazii, cum s-a împletit dragostea asta dumneavoastră de cultură și de literatură cu drumurile pe care le-ați avut de făcut atâția și atâția ani de zile prin toată lumea asta, atât de frumoasă de altfel? Să știți că eu consider că sunt un om iubit în primul rând de Dumnezeu. Iubit de Dumnezeu pentru că mi-a deschis drumuri pe care eu singur vă spun, nici nu le visam. Sunt convins. Am trecut dintr-o funcție înaltă prin viața asta normală pe care trebuie să o ducem, în așa fel încât
întotdeauna, eu niciodată n-am spus că merg la servici. Am plecat cu inima deschisă în fiecare dimineață și așa am trecut prin redacțiile ziarelor la care am lucrat, prin toate instituțiile prin toate care cea mai importantă instituția statului român, Senatul României, am fost simplu funcționar, n-am fost senator, așa, dar încet, încet am ajuns cândva și l-am cunoscut pe Ludovic Spis. Și înainte să moară, Ludovic Spis mă numise în Comitetul de Conducere al Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului, Convenția ONU. Frumos. Dânsul a murit, cei care eram în Consiliu, toți au decis ca eu să devin noul președinte al acestui Comitet Național Român pentru Drepturile Copilului și am devenit, așa cum mă știți, n-am putut să stau și am tot făcut activități culturale cu copiii, realizasem la un moment dat 38 de filiale în țară, în județe, în diverse județe și încet, încet cei de la Convenția ONU au pus lupa pe mine și așa am ajuns ambasador. Adică eu n-am avut veleități. N-a fost țelul. N-a fost țelul meu. Nu. Eu mi-am făcut datoria așa în pătrățica mea cum trebuia, dar cei care au raportat activitățile pe care le-am făcut mari la nivel național și chiar internațional împreună cu prietenii mei din Basarabia, au decis ca eu să fiu ambasadorul cultural al României la Convenția ONU. Și așa am ajuns acolo, de unde, sincer vă spun, pot să fac mult mai ușor și mult mai multe lucruri față de cum le făceam înainte. Și asta se vede pentru că noi și fiind prieteni ne-am întâlnit la diverse evenimente. Țin minte că a fost un eveniment foarte frumos despre care ar trebui să vorbim, de ce nu? Vorbim de acea expoziție celebră de la Teatrul Național, la care ați fost unul dintre părtași, ca să spun așa. Vorbim de Regina Maria și de toată povestea. Cu Alice... Exact. Cu Beatrice, pardon, Anca Beatrice Todireanu, care este tot prietena a noastră, exact, fără nicio problemă. Dar înainte de acest lucru, vă rog, eu am avut o colaborare foarte fructuoasă cu domnul Ion Caramitru, pentru că acum 5 ani în urmă am inițiat la nivel național, împreună cu Biserica Ortodoxă Română, un concurs de pictură, Icoana din Sufletul Copilului. Da, care a avut un mare succes. Și ce am făcut un lucru, am spus eu, frumos, pentru înainte de Paști, am făcut o expoziție și licitație a lucrărilor copiilor, Copilul pentru copil. Frumos. Și lucrările care s-au vândut în cadrul acelei licitații au fost pictate, icoanele pictate de copii și banii strânși au mers către alți copii pentru mesele, pentru cinele creștine pe care am putut să le organizăm. Vreau să ne întoarcem la un episod important din viața dumneavoastră. Este acel eveniment pe care dumneavoastră l-ați organizat până la un anumit punct în Urziceni. Vorbim de Cafeneaua Apollon, care mi s-a părut și mi se pare în continuare că este o idee foarte frumoasă și nu de alta, pentru că acolo aduce oameni din toată pleiada asta de cultura României, românească, contemporani, vorbim de oameni din perioada contemporană, și este un eveniment în care s-au întâlnit și diferite personalități cu dumneavoastră, cantautori, poeți. S-au întâlnit diferite personalități între ele și au cimentat acea prietenie, pentru că eu la un moment dat, este vorba despre, haideți să spunem de la început, este vorba despre lecția de poezie la o cafea cu Apollon, care se desfășura într-o cafenea din Urziceni. Cafeneaua se numea Zebrano, acum nu mai există, din păcate. Vreme de 2 ani de zile am desfășurat în fiecare zi de luni seara. Așa. În fiecare zi de luni seara am desfășurat această lecție de poezie cu invitați diversi din țară și din străinătate. La un moment dat, după un an de zile, când am văzut că acest fenomen, este un fenomen, a luat amploare și chiar am primit un botez, aș spune, cu ghilimele de rigoare, din partea fraților noștri basarabeni, scriitoarea Sabina Cojocaru,
chiar a spus, voi sunteți aici zebraniști. Exact. Și de la numele Zebrano al acelei cafenele am devenit... Zebraniști cu toții. Zebraniști cu toții. Chiar poetul Florin Costinescu, cunoscutul poet Florin Costinescu, declarase cu emfază că dacă n-ai fost la Zebrano, nu existi. Da, apropo de cei care au fost în, aici la dumneavoastră, la cafenea și la evenimentul respectiv, sunt foarte mulți care înainte de a ajunge să fie, aibă acest botez al zebraniștilor, nu erau foarte cunoscuți. Și atunci, acest botez și această prezență într-un cadru atât de relaxat și atât de prietenos, i-a ajutat și pentru oarecare măsură. Da, i-a ajutat pentru că întotdeauna mi-a plăcut să aduc o personalitate foarte cunoscută și încă doi... Mai puțin cunoscuți. Încă doi scriitori sau încă două persoane, că nu puteam să le spun personalități atunci, da. Să îi pun în aceeași oală cu ghilimele de rigoare și să îi dau la fiert. Problema este că, vreau să vă spun mai înainte, că datorită acestor legături de prietenie care s-au încheiat între oamenii aceștia, mulți continuau să îmi spună așa, domnul ambasador, domnul, și am spus, domnule, eu nu mai sunt ambasador. De când fac această lecție de poezie, sunt sudor. Și ce, cum sudor? Sudez. Simplu, sudez suflete, domnul. Eu aici sudez suflete. Și am ales Urziceniu pentru că era la 40 de kilometri de București, pomul se relaxa la volan. Exact, și putea venea, să vină foarte ușor. Venea foarte ușor. București, ați văzut, este așa de aglomerată încât dacă îți dai întâlnire la ora 15... N-ajungi. Trebuie să pleci de acasă de la 12. Și am zis, domnule, pe seară, undeva în afara Bucureștiului, e chiar o relaxare. O întâlnire relaxantă între prieteni până la urmă. Da, și a continuat acest fenomen și continuă fără nicio problemă. Am luat noi o pauză acum pentru că am fost eu prins în niște proiecte foarte importante, dar o să le termin pe 16 noiembrie, când se încheie Festivalul Internațional Două Inimi Gemene la Chișinău, în memoria celor doi mari cântăreți ai noștri, Doi Național de Teodorovici. Și din 16 vă întoarceți în țară. Mă întorc în țară și începem din nou acea lecție de poezie. O să începem, nu mai începem în Urziceni, ne apropiem de București. Cu vreo 20 de kilometri, da, mai puțin. La, nu, cu 20, mai puțin. Cu, să nu exagerez, deci cu cam 10 kilometri, pentru că vreau să scot în evidență și viața unei comune. Uh-huh. Comuna, și am legat aceste evenimente culturale de Doi Național de Teodorovici. Este comuna în care ei au avut tragicul accident. Da, este vorba despre comuna Coșereni, unde primarul de acolo, Lucian Tudorache, a înțeles pe deplin ideea în sine. Ideea aceasta și mergem la Căminul Cultural de acolo și o să începem acolo lecțiile de poezie. Doamne ajută să iasă din ce în ce mai bine și să fie și mai multă lume. Vreau să vorbim cât putem, 2-3 minute, aș vrea să vorbim despre proiectele despre care ați pomenit adineauri, apropo de proiectul de la Chișinău, care este un proiect destul de mare și atât cât am urmărit și eu, am văzut că este destul de important. Și aș vrea ulterior să îmi povestiți și despre ce se întâmplă astăzi aici, unde ne aflăm noi în acest moment. Da, Chișinăul pentru mine este, aș spune, o oază de liniște, pentru că e total diferit. Oamenii sunt total diferiți. E mult mai liniște. Prietenii noștri de acolo simt altfel fenomenul acesta de a fi român, pentru că e chiar un fenomen să fii român. Așa este. Cu adevărat. Și vorbeam chiar înainte de emisiune cu cineva și spuneam, domnule, la Chișinău nu există nuntă să nu vezi în fața mirilor un tânăr și o tânără cu steagul tricolor. În frunte, cu tricolorul în frunte. Deci, ei percep altfel ideea asta de românism, de românism adevărat. Da. Și acesta este, aș spune eu, motivul pentru care sunt alături de
prietenii noștri de la Chișinău, de academicianul Vasile Căpățână, academicianul Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Valeriu Matei, o groază mulți, de nume mulți importante. Alți scriitori. Am un parteneriat foarte important cu Clubul UNESCO. Clubul UNESCO condus de doamna Eugenia Ursu, care este o personalitate în... Așa este, în zona. În zona aceea și chiar în toată Federația Rusă este. Pentru că noi trebuie să diferențiem clar cultura rusă față de... Cultura românească. Nu, față de bolșevici, cum spun ei. Da, acolo. Da, da. Trebuie să o definitivăm să clar. Să facem clar diferențele între diferențele cele două, trebuie pentru că nu... făcute clare, fără nicio problemă. Și plus de asta, parteneriatele pe care le am cu cei din Basarabia sunt deschise și către țară. De ce? Pentru că acum câțiva ani de zile am început un proiect foarte important pentru cultura română, împreună cu academicianul Vasile Căpățână. Am înființat o colecție, se numește Colecția Ideal, 101 poeme, 101 poeți. Frumos. Cu poeți și din Basarabia și din România. Am depășit cu mult numărul, cu de, mult pe care numărul de 101. Noi ne-am zis să facem o colecție doar de 101 poeți, dar am depășit cu mult pentru că nu putem să ne oprim. Din păcate nu aveți cum, pentru că vine tăvolugul capătul, dar da, pot să spun așa. Și e foarte frumos. La rândul lor și ei vin în România, avem diverse parteneriate. De exemplu, pe această societate culturală Apolon, pe care o coordonez, avem 22 de festivaluri pe an, plus activitățile mărunte. Și tinerii pe care i-am strâns în jurul meu chiar și-au făcut așa un... aș spune un fel de a fi, încât toți să vină într-un să singur, nu, toți într-un singur glas spun întotdeauna la noi: cultura se manifestă ca boală profesională. Frumos spus, frumos spus. Ce se întâmplă astăzi aici unde ne aflăm? Astăzi aici la Artoteca Bibliotecii Metropolitane București vom avea o conferință. Ne aflăm în gura oborului. Exact. Și m-am gândit împreună cu doamna Ramona Mezei, cu directorul, doamna directoare a Bibliotecii Metropolitane, această ocazie, să vorbim despre cultura de mahala. Vom da. Vorbi despre cultura de mahala, iar în partea a doua vom lansa cel mai recent volum al meu, Mântuiește-mă, Doamne. Și povestea pe care v-am spus-o da. Înainte de a începe emisiunea chiar se leagă, cred eu. Păi se leagă clar. Se leagă clar de această carte. Vor fi prietenii noștri de la lecția de poezie, zebraniștii vor fi aici fără nicio problemă, vor fi și prieteni din București care n-au apucat să ajungă la Zebrano, dar îi așteptăm în continuare la lecția de poezie. Vor fi și alți... alte persoane. Haideți să vorbim puțin despre această carte. Când v-ați apucat de ea? De ce v-ați apucat de ea? Și ce considerați dumneavoastră că această carte poate însemna pentru un cititor? Știți cum scriitorii nu pot defini când se apucă de o carte, pentru că orice scriitor lucrează simultan la mai multe, are mai multe proiecte, întotdeauna. Deci bag mâna în foc, așa, deci așa seltarul, așa vechiul seltar, cum se spunea, chestiile de da, la da, seltar. Da, e plin. E plin cu diverse. Nu? Sunt cărți care se întregesc, aș spune cu ghilimele de rigoare, se întregesc singure. Sunt cărți care apar singure, bineînțeles, că e creația ta, dar nici nu știi când și cum este finalizată. De exemplu, eu am o carte la care tot lucrez și nu reușesc să o termin, se numește Pe coridoarele puterii, cu întâmplări adevărate despre perioada asta în care am trecut prin
inspecția de stat, am fost angajat al inspecției de stat, prin Garda Financiară, prin Senat, prin toate. Povești de culise. Da, povești de culise. Da, și tot lucrez la ea și tot nu-mi vine să-i dau drumul pe piață, tot mai adaug. Păi știți cum se întâmplă? În momentul în care te-a pus să faci sau să scrii ceva, ți-aduce aminte de foarte multe lucruri și e tendința aia de a le scrie, le pune pe toate pe hârtie, dar nu-ți ajunge timpul și atunci mai treci un pic. Și această carte am întregit-o, aș spune, am închegat-o datorită evenimentelor care urmează acum în luna decembrie, sărbătorile de iarnă. Am închegat-o special pentru că tot tirajul de 1000 de exemplare le-am dăruit. Le-am dăruit Crucii Roșii și Crucea Roșie le valorifică pentru copii și pentru bătrâni și pentru cei care au nevoie. În așa fel încât m-am implicat să realizez și un spectacol de caritate în municipiul Slobozia, împreună cu Crucea Roșie filiala Ialomița, și acest spectacol va avea loc joi 6 decembrie la ora 17 la Casa de Cultură din municipiul Slobozia. Frumos. Cu invitați de marcă, muzicieni, actori, copii chiar și să vă ajute Dumnezeu, să faceți cât mai multe astfel de lucruri frumoase. Mulți mă întreabă, domnule, cum reziști în fiecare zi? Ești la Madrid, te urci în avion, ajungi la București, te urci în mașină, te duci la Chișinău. În aceea zi, pot să vă spun că am record. Mm-hmm. Am un record, aș spune, de alergat într-o singură zi. De exemplu, eram la Bruxelles, am plecat de acolo la un forum în München, s-a deschis forumul. Eu am o funcție reprezentativă, nu o funcție executivă. Și reprezint România la diverse manifestări internaționale. Și am fugit de la München iar în avion, m-am dus la Atena, de la Atena la un simpozion internațional, de la Atena în aceea zi. Am plecat la Copenhaga, am participat și acolo la Copenhaga și seara m-am așezat și am dormit în Lisabona. Deci ați avut drum lung. A fost o chestie, deci un maraton a fost în acea zi. Am mai avut așa două, trei capitale, dar atâtea și o alergătură foarte mare. Dar pe mine mă revigorează aceste drumuri. Vă încarcă. Mă revigorează și simt că pot mai mult. Cu toate că am trecut prin două morți clinice, am o operație pe cor deschis, dar merg înainte, Doamne, fără nicio problemă. Dumnezeu mă ține în punct și are grijă de mine. Înainte de a ne despărți și înainte de a le spune prietenilor noștri să vă urmărească și domniile lor, pentru că faceți destul de multe lucruri, am să vă rog să faceți abstracție de mine. Să le transmiteți celor care se uită la noi acum un mesaj și un singur răspuns la o singură întrebare. Ce înseamnă cultura pentru dumneavoastră? Aș parafraza pe Albert Einstein. Albert Einstein spunea că vorbiți cu copiii dumneavoastră despre Dumnezeu. Dacă ei nu vă ascultă, vorbiți cu Dumnezeu despre copiii dumneavoastră. Așa spune și eu, vorbiți cu copiii dumneavoastră despre cultură. Dacă ei nu vă ascultă, vorbiți cu cultura despre copiii dumneavoastră. Și atunci încercați să le inoculați acest microb, că e un microb până la urmă, dar un microb care te duce pe cele mai înalte culmi de trăire, de vibrație. Cultura, nu știu, efectiv, mie îmi dă viață. Domnule George Călin, eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.